Internetul este ultimul bastion liber al planetei. Internetul este liber, trebuie să rămână liber. Internetul îți dă dreptul să fii anonim, să poți să vorbești împotriva unui dictator, împotriva unui sistem. Asta înseamnă libertate. Asta înseamnă democrație reală. Internetul este democrație reală. Internetul este expresia directă a ceea ce simțim și ceea ce credem noi ca oameni, la ceea ce visăm noi de la lumea asta. Dacă internetul se duce de râpă, atunci viața reală, mai mult ca sigur, se va duce de râpă. În schimb, dacă internetul rămâne liber, atunci viața reală are o șansă de a deveni liberă. Libertate! 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 Același lucru vrea să se întâmple și în România! Presiunea publică cere un singur lucru. Nenorociții care au avut tupeul să semneze acest tratat fără să ne întrebe și trebuie să ne aducă la cunoștință prevederile acestui tratat, avem două cerințe de la ei. Unu, să înghețe ratificarea tratatului, să urmeze exemplul civilizat al celorlalte trei țări și, la doilea rând, să își ceară scuze și numai personal și numele instituției pe care au reprezentat-o la momentul semnării. Faptul că s-a schimbat guvernul nu înseamnă nimic. Așteptăm scuze de la instituție și idiotul sau idiota care a făcut nesimțirea asta să semneze numele nostru un tratat internațional. Asta înseamnă liberă exprimare. Asta înseamnă libertatea pe care noi o